În România există foarte multe locuri de o frumusețe ieșită din comun și cu o încărcătură energetică deosebită. Unele dintre acestea sunt considerate sacre. Specialiștii sunt de părere că în România se află unele dintre cele mai puternice puncte energetice din întreaga lume. Vorbim despre o încărcătură energetică nemaipomenită, care reușește în unele cazuri să declanșeze fenomene pe care oamenii de știință nu le-au putut explica până acum. În munții Bucegi au loc numeroase fenomene surprinzătoare. Sfinxul este considerat un punct energetic extrem de puternic. Cercetătoarea Cristina Pănculescu susținea într-un studiu că în zona vârfului Omu se află cel mai important centru energetic informațional natural al planetei. Muntele sacru al dacilor se află în Bucegi. El este structurat pe trei niveluri care corespundeau la tot atâtea trepte de inițiere. Primul nivel, peștera lui Zamolxis, identificată cu peștera Ialomiței în 12 mai 1986. Al doilea nivel, platoul Babelor, unde se află Sfinxul de la care a început totul în 25 noiembrie 1984. Iar al treilea nivel, zona vârfului Omu, care este sanctuarul principal. Pe valea Ialomiței, între lacul Bolboci și Scropoasa, se află un loc unic în lume. Este vorba despre zona cunoscută drept Șapte Izvoare, pe care dacii o numeau zona nemuririi. Cercetătorii au ajuns la concluzia că apa de aici nu are nicio bacterie, fiind cea mai pură apă din lume. Se presupune că cele șapte izvoare din Bucegi sunt chiar apa sfântă a dacilor. Aceștia credeau că izvoarele aveau puteri miraculoase de vindecare. Un alt loc misterios, unde se întâmplă lucruri cu adevărat incredibile, se află în apropierea peșterii Ialomița. Vorbim despre Gura de Rai, o pantă cu o suprafață de aproximativ 1 km², unde corpul uman nu obosește, funcțiile fizico-chimice revigorându-se numai decât. Cercetătorii susțin că este vorba despre o anomalie magnetică atipică, ale cărei efecte benefice le resimte din plin organismul uman. Peștera Ialomița, aflată în localitatea dâmbovițeană Moroeni, atrage turiștii ca un magnet. Încăperea denumită la altar era folosită odinioară pentru oficierea serviciului divin. Pârâul peșterii este denumit izvorul de apă vie. În peșteră există și un bolovan despre care legendele spun că a fost dăruit oamenilor de zeul Zamolxe. Se spune că dorințele celor care îl ating se împlinesc. Templul dorințelor de la Șinca Veche. La poalele munților Făgărași se află un loc care ascunde numeroase taine pe care niciun om nu le-a putut descifra, cel puțin până în zilele noastre. Ne referim la Templul Dorințelor de la Șinca Veche, Brașov, considerat al treilea punct energetic important din România. Vechi lăcaș de cult săpat în piatră este cunoscut sub mai multe denumiri, respectiv Templul Ursitelor, Templul Împlinirii Rugăciunilor, Mănăstirea Săpată în Piatră și Templul de la Șinca Veche. Pe pereții lăcașului pot fi văzute mai multe simboluri care ridică mari semne de întrebare. Printre acestea se află o stea cu 6 colțuri, cunoscută drept Steaua lui David, și simbolul Yin-Yang. Tot aici există și un profil al unui om ce privește spre stânga, despre care se spune că ar fi Mântuitorul. O legendă veche spune că oamenilor cu inima curată și plină de credință li se îndeplinesc dorințele în acest lăcaș de cult, ba mai mult, sunt vindecați de boli. Numele celei mai vechi stațiuni din țara noastră vine de la Hercules, considerat în mitologia romană un simbol al puterii. Atestată documentar în anul 153, stațiunea Băile Herculane este vestită pentru izvoarele termale, considerate miraculoase, și pentru puterea tămăduitoare a apelor sale termominerale.
aerul prezintă o ionizare asemănătoare celei de la o altitudine de 3000 de metri. Bioenergeticianul Iulian Urziceanu spunea că băile herculane este unul din cele mai puternice puncte energetice de pe planetă. Cetatea dacică Sarmisegetusa Regia, din munții Orăștiei, considerată de bioenergoterapeuți un loc cu o puternică încărcătură energetică, se află pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Fortăreața cuprindea un complex de 6 sanctuare, câștigându-și astfel renumele de incintă sacră. Există numeroase voci care susțin că bisericile rupestre, nămăiești, corbii de piatră și cetățuia Negru-Vodă din județul Argeș formează un triunghi energetic. Biserica Nămăiești din comuna Valea Mare ar fi fost, după cum spun unii istorici, o catacombă creștină pe vremea stăpânirii romane. Aici există și o icoană făcătoare de minuni, despre care se spune că ar fi una dintre cele mai vechi din toată creștinătatea. Biserica rupestră Corbii de Piatră, aflată în comuna Corbi, este unică în România, având două sfinte altare pe un singur naos. Biserica rupestră Cetățuia Negru-Vodă, aflată în comuna Cetățeni, reprezintă un simbol al tradiției creștine milenare a poporului nostru, după cum se specifică pe site-ul lăcașului de cult. Un alt loc misterios este peștera Polovragi, din județul Gorj. Vracii timpurilor veneau aici pentru a-i vindeca pe cei suferinți, prelucrând o plantă rară numită polovragă. Cunoscută în apropierea peșterii, aceasta era folosită ca leac pentru orice boală. Ulterior, și călugării care și-au găsit refugiu la Polovragi au păstrat o parte din aceste taine, continuând vindecările. Până și ghizii susțin că influența lui Zamolxe, zeul suprem al getodacilor, se simte din plin, în peșteră existând o altă dimensiune a timpului și o schimbare de metabolism. Bioenergeticienii spun că Polovragiul are o încărcătură energetică extraordinară. Energia este resimțită de toți cei care vizitează această peșteră, considerată un loc cu efecte miraculoase în ceea ce privește tonifierea generală a organismului. Masivul Ceahlău era considerat de către daci un munte sfânt. Aici are loc în fiecare an, în preajma datei de 6 august, un fenomen incredibil pe care oamenii l-au denumit umbra piramidei. La răsăritul soarelui, umbra vârfului Toaca și cea a stâncii Piatra Ciobanului formează o piramidă uriașă proiectată peste Valea Bistricioarei, care poate fi văzută timp de o oră și jumătate. Interesant este și faptul că vârful Toaca are forma unei piramide cu baza pătrată, cercetătorii descoperind în urma măsurătorilor că laturile bazei au fix dublul lungimii piramidei lui Cheops din Egipt. Despre vârful Gugu din munții Godeanu, se spune că la anumite ore ale zilei dispare privirii. Vârful Gugu era considerat de daci muntele sacru al lui Zamolxe. Scriitorul Victor Kernbach descrie vârful Gugu în cartea Misterul ascuns al lui Zamolxis ca fiind centrul unuia dintre punctele energetice esențiale ale planetei. Pădurea Hoia Baciu, aflată în județul Cluj, este supranumită Triunghiul Românesc al Bermudelor, întrucât, după cum susțin martorii oculari și chiar cercetătorii, aici au loc foarte multe fenomene inexplicabile. Pădurea Hoia Baciu este unul dintre cele mai active puncte pe plan mondial sau cea mai activă zonă în care se produc fenomene neobișnuite. Profesorul universitar dr. Adrian Pătruț a identificat în 93 o zonă în care au loc frecvent fenomene inexplicabile. I-a spus punctul 3 social activ. Din partea superioară a trunchiurilor a mii de copaci curgea o sevă, un lichid ca și cum ar fi un izvor. Pădurea este cunoscută pentru faptul că vegetația este deosebit de uscată. A doua zi nu se mai vedea nicio urmă. De mai multe ori s-au auzit sunete de salvare, de ceas cu cuc, de cauciucuri care explodează sau țipete ciudate. De multe ori,
bateriile aparatelor de filmat și de fotografiat se descarcă. Biologul Alexandru Schiff a fost primul cercetător care a studiat fenomenele inexplicabile care aveau loc în această pădure. Prin anii 50, acesta a observat câteva forme bizare cu aspect nebulos. Dar primul eveniment major fotografiat a avut loc în anul 1968. Plimbându-se prin pădure, clujanul Emil Barnea a observat ceea ce părea un OZN. Barnea a văzut cum dintr-o dată obiectul zburător a început să strălucească, apoi a accelerat. Clujanul a reușit să surprindă fenomenul în câteva imagini. Specialiștii susțin că acestea se numără printre puținele fotografii de acest gen autentice. Pe muntele Stârmina, într-o zonă de o frumusețe fără seamăn, se află cel mai vechi așezământ monahal din țara românească. Este vorba despre mănăstirea Tismana, o oază de spiritualitate și credință. În apropierea Sfântului Lăcaș, găsim una dintre cele mai importante peșteri din țara noastră. Peștera de la mănăstirea Tismana este locul în care istoria se împletește cu misterul. Puțină lume știe că această cavernă a reușit să păstreze unul dintre cele mai mari secrete ale României. Tot aici au fost descoperite și fosile de urs de cavernă, o specie dispărută acum mulți ani. Spre finele celui de-al doilea război mondial, peștera a înghițit aproximativ 200 de tone de aur. Concret, în toamna lui 44, a fost demarată o operațiune strict secretă, la care au luat parte, în afară de Banca Națională a României și Armata Română, serviciile secrete, Biserica Ortodoxă Română, iar lista poate continua. Scopul amplei operațiuni a fost acela de a salva tezaurul României, astfel încât comorile de o valoare inestimabilă să nu ajungă în mâinile rușilor sau ale germanilor. În luna septembrie 1944, într-o România ocupată de Armata Roșie, Consiliul General al Băncii Naționale Române lua încă o decizie salvatoare, aceea de a muta tezaurul în peștera din apropierea mănăstirii. Cu doar câteva luni înainte de mutarea aurului, la mănăstirea Tismana s-a dat startul unor ample lucrări de reparații necesare după un incendiu devastator care afectase în 1942 Lăcașul de Cult. Totul era de fapt doar un paravan pentru una dintre cele mai importante operațiuni secrete din țara noastră. A fost denumită Neptun tocmai pentru a induce în eroare, întrucât operațiunea cu pricina nu avea nici cea mai mică legătură cu marea sau cu marina. În iulie 44, la Tismana au ajuns aproape 4100 de casete care conțineau aproximativ 200 de tone de aur românesc plus 3 tone de aur polonez. Transportul fusese asigurat de camioanele care ar fi trebuit să ducă materialele de construcții necesare renovării mănăstirii. Inițial, tezaurul a fost ascuns în pivnița Lăcașului de Cult, după care a fost mutat în peștera denumită în zilele noastre Peștera Tezaurului. Intrarea în peșteră fusese zidită cu ciment, apoi blocată intenționat cu mai mulți bolovani și păzită de soldați îmbrăcați în civil. Însă de-a lungul timpului, pe aici au dat târcoale atât soldați sovietici, cât și comuniștii, care voiau să asigure ei paza tezaurului. Au format chiar grupe agresive care au încercat forțarea la intrare, pretextând că sunt turiști ce voiau să viziteze frumoasa mănăstire pravoslavnică. Tezaurul țării nu a fost însă atins, spunea generalul Titus Gârbea în jurnalul său. În cazul în care ar fi existat riscul ca avuția să ajungă în posesia inamicilor, străjerii aurului erau gata în orice moment să dinamiteze versantul muntelui în care se afla grota. Peștera de la Tismana a ascuns aurul românesc până în februarie 1947, după care tezaurul a fost transportat la București. Operațiunea a fost făcută publică după mai bine de 50 de ani. Ținutul din România unde timpul stă pe loc. În țara noastră există un ținut absolut fascinant, unde timpul pare că stă pe loc. Vorbim despre cel mai mare parc cu mor de apă de pe bătrânul continent. Mai mult, acesta este inclus în patrimoniul UNESCO și merită vizitat.
Dacă ajungeți în județul Caraș Severin, nu trebuie să ratați morile de apă de la Rudăria, care datează de la finele secolului al XIX-lea. Complexul mulinologic, inclus în patrimoniul UNESCO, se întinde pe aproximativ 3 km, aflându-se pe teritoriul comunei Eftimie Murgu, denumire pe care a primit-o Rudăria în 1970, după celebrul revoluționar pașoptist. Din cele 51 de mori funcționale în 1874, au mai rămas pe cursul râului Rudăria doar 22, celelalte fiind inundate. Morile construite din lemn au sisteme hidraulice primitive, însă sunt funcționale. Interesant este faptul că sătenile folosesc din generație în generație pentru măcinarea grânelor, dând viața acestui muzeu uimitor patronat de UNESCO. Morile poartă denumiri precum Roșoanea, Moara din Țarină, Viloanea, Frizoanea, Bâlțolea și Moara Îndărătnică. Aceasta din urmă este de departe cea mai interesantă, măcinând în sens invers a celor de ceasornic. Odinioară aici se strângeau înțelepții satului pentru a decide soarta comunității. Acest loc ascunde și legende fascinante. Una dintre acestea spune că Moara Îndărătnică păstrează secretul tinereții fără bătrânețe. Se spune că aceia care își petrec noaptea aici, împreună cu alesul sau aleasa inimii, în timp ce moara merge în gol, se vor trezi dimineața întineriți, întrucât roata va măcina timpul îndărăt. Potrivit altor legende, pe aceste meleaguri există și mori care tratează durerile de cap sau care desfac vrăjile. Cheile Rudăriei, care încep de la ieșirea din sat, au o lungime de vreo 5 km și alcătuiesc o arie protejată de interes național. Aici există și două stânci, botezate Adam și Eva, dar și cascade spectaculoase. În apropiere de Botoșani, există un loc cu o încărcătură spirituală extraordinară. Oameni din toate colțurile țării care trec prin diferite necazuri vin la Mănăstirea Sihăstriei Voronei pentru a căuta alinare. Mănăstirea Sihăstria Voronei este considerată un lăcaș al minunilor și al tainelor. Această oază de credință se află în comuna Vorona, la aproximativ 20 de kilometri de Botoșani și adăpostește o icoană unicată în întreaga creștinătate, care o înfățișează pe Maica Domnului, ținându-L de mână pe Iisus. Interesant este și faptul că, spre deosebire de alte icoane, cea de la Sihăstria Voronei îl înfățișează pe Iisus la vârsta de 4-5 ani și nu prunc. Potrivit tradiției creștine, icoana considerată făcătoare de minuni a fost pictată de călugărul Vladimir Macedon la vârsta de 100 de ani în urma unei revelații pe care a avut-o. Un alt aspect surprinzător este dezvăluit de către călugări. Aceștia susțin că icoana poate prevesti dezastrele. De exemplu, prin anii 80 a anunțat un seism, lăcrimând înainte de producerea acestuia. Interesant este și faptul că icoana are o vechime de vreo două secole și nu a avut nevoie de nicio restaurare, fiind în stare perfectă. Vechiul schit adăpostește și moaștele sfântului cuvios Onufrie. Este vorba despre un călugăr rus singuratic, care a supraviețuit timp de 25 de ani într-o grotă de la Vorona, după ce a renunțat la absolut toate avuțiile pe care le avea, dedicându-și întreaga viață credinței. Totuși nu se cunosc foarte multe informații despre sihastrul rus. Se spune că înainte de a se călugări, acesta ar fi fost guvernatorul unei provincii rusești. Sihastrul rus a fost înmormântat la Sihăstria Voronei. După un oarecare timp, s-au arătat mai multe semne văzute de mulți, lumânări arzând și glasuri cântând. Potrivit tradiției, fiica domnitorului Mihail Sturza și-a recăpătat sănătatea în mod miraculos după ce a mâncat un măr pe care îl culesese din pomul de lângă mormântul sfântului Onufrie. Mai mult, sihastrul rus i s-a arătat fetei în vis. Domnitorul Moldovei a decis ca sfintele oseminte ale cuviosului Onufrie să fie dezgropate. Chiar acesta le-a pus în racla de argint care se află și acum la Sihăstria Voronei.
De asemenea, trei călugări de la schitul Lacuri, care se rătăciseră noaptea prin podrii Voronei, au fost călăuziți de o lumină puternică până la peștera în care a stat Sfântul Onufrie. Există numeroase mărturii ale călugărilor și ale credincioșilor cu privire la minunile pe care le-a săvârșit cuviosul Onufrie. Multe minuni s-au făcut și mulți oameni s-au vindecat la racla cu sfintele sale moaște. De altfel, nu puțini sunt cei care vizitează grota Sfântului Cuvios Onufrie, aflată la câțiva kilometri de Sihăstria Voronei. În categoria descoperirilor colosale din România, care ar putea schimba istoria omenirii, se află și cele care vizează misterioasa civilizație cucuteni, una extrem de avansată din toate punctele de vedere și mult mai veche decât cea sumeriană. În paralel, spre deosebire de alte popoare, ne putem mândri și cu cel mai vechi mesaj scris din istoria omenirii, celebrele tăblițe de la Tărtăria. Tot în România, în peștera cu oase mai precis, au fost găsite cele mai vechi rămășițe din Europa ale omului modern. În aceste condiții putem spune că România este vatra vechii Europe. Pe harta României există locuri a căror frumusețe ne taie răsuflarea, locuri extrem de pitorești, poenițe ce par desprinse din povești, cascade spectaculoase, chei sălbatice, peșteri misterioase și mănăstiri ce ascund multe taine. Avem o țară uimitoare care adăpostește veritabile colțuri de rai, însă, din păcate, unele dintre acestea sunt prea puțin cunoscute.